Așa încât continuăm lecția, să ne reamintim așa unde am rămas. Am înțeles că încercăm să depunem la punct mulțimile de numere cu care vom opera. Contează foarte mult. Observăm că se extinde de la o mulțime la alta, mai multe lucruri se întâmplă. Da? Deci în mulțimea lumea naturală care se lucrează până în clasa a 4-a, a 5-a, se vorbește chiar de pe clasa a 3-a despre fracții. Nu? Când spune o jumătate, scriem așa, împărțirea 1, împărțirea 2, scriem sub formă de fracții. Dar de ce nu s-o fi încercat să găsească și o idee pentru ca să vadă copilul că putem pe unul să luăm așa, pe o semidreaptă și în loc să spunem că doi înseamnă două segmente, așa să le putem lua un orizontal și le punem un lângă alta, chiar de timpuriu. Și așa, punându-le, ne duce spre ideea de dreaptă. Deci, mult mai interesant ar fi dacă am încercat să fim cât mai aproape de partea asta practică. Și acum să ne întoarcem. Deci în mulțimea numărul naturale, mulțimea numărul întregi înseamnă că am extins-o pe cea a, nu, mai multe elemente vom avea. Avem pe tot ienul și încă zona asta din stânga semidreptei, de la 0 la stânga, numere negative, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 și așa mai departe. Și acum ne-am pus problema să încercăm să clarificăm lucrurile când lucrăm în mulțimea asta. Deci în mulțimea asta a numerelor naturale vrem să vedem cum operează adunarea. Că sigur trebuie să fie niște legi noi pe care vrem să le descoperim. Cum lucrează adunarea, împărțirea, împărțirea. Acest lucru ne frământă acum. Deci, repet încă o dată. În mulțimea numerelor naturale a fost extinsă cu zona asta din partea stânga semidreptei, deci din partea stânga a dreptei, care rămâne acolo neacoperită și parcă ziceam, bă, de ce punem 0 și până numai în dreapta ne ducem? Stânga ce-o fi? Iată, sunt numerele negative. Și în toată mulțimea asta încercăm acum să clarificăm lucrurile cu adunarea. Să vedem cum se fac operațiile. Adunarea, înmulțirea, împărțirea, scăderea. A scăderea e tot o adunare. De acum înțelegem că scăderea e o adunare cu numerele cele cu minus, nu? Da. Așa o putem privi. Când zicem 5 minus 3, parcă îl adunăm pe 5 cu minus 3. Deci exact. În loc de 5 minus 3, parcă îl adunăm pe 5 cu minus 3. Așa putem privi. Așa că hai să clarificăm. La adunare sunt două situații. Când sunt de același tip, ori am două pozitive, ori am două negative, același fel am zis noi într-un limbaj de ăsta. Și cum procedăm când sunt la fel? La fel. Deci le adunăm și dăm semnul comun. Dacă sunt minus, le-am dat minus. Dacă sunt amândouă cu plus, plus le-am dat. Deci da. Când sunt prieteni, dăm semnul comun. Când sunt contrare, ai spus tu aici, ai spus tu, și am subliniez ceea ce ai spus, cel mai mare dă semnul. Cel mai mare dă semnul. Apoi asta e foarte tare. Cel mai mare dă semnul. Cel mare, cel mic. Nu scădem cel mai mare pe cel mai mic și cu asta e clarificat. Hai să vedem acum să facem și înmulțirea. Deci eu șterg și mă gândesc să stabilim pentru înmulțire. Reguli pentru înmulțire pe care să le punctăm și să ne fie clare. Așadar, zicem, înmulțire și împărțire. Deci, am în două ori merge odată, să vezi. Deci înmulțire și împărțire. Înmulțire și împărțire.
Și zic așa. Sunt tot aceleși două situații. La fel și contrarie, nu? Deci la fel, adică amândouă au același semn, la fel și contrarie. Nu o să crezi că mai mult îmi vine acum să mă iau de astea când sunt contrarii. Că nu știm cu dacă sunt la fel. La fel știu când amândouă sunt pozitive, adică 3 ori 5, adică plus 3 ori plus 5 nu le mai pun semnul. Le pun mai atunci când sunt negative. Ok, când dacă sunt negative, facem împărțitul? Nu știu ce să fac acolo, las, numai ce o să las. Deci nu știu ce să spun la minus 3 ori minus 5. Aici mă depășește un pic momentul. Dar 3 ori 5 știu cât face. 15 fără discuții. Da? Deci dacă atunci era o fel de adunare la astea cu minus, de exemplu minus 3, minus ori 5 egal adunat cu minus, minus 3 adunat cu minus 5. A, tu mă spui așa că ia să vedem dacă înmulțirea era o adunare repetitivă, nu? Da. Păi asta mi-ar veni, dar nu pot să spun ce înseamnă minus 3 adunat de minus 5 ori. Nu mi-e la îndemână. Dacă ar fi minus 3 adunat de 5 ori, adică 1 așa și așa, încolo îmi vine mai ușor. Ia să încerc asta înainte. Minus 3, Măriuca, ori 5, adică ori plus 5. Și punem în paranteză, totdeauna de acum, la mulțire, că ar fi o succesiune de semne. Și mulți și până minus. Și de aceea punem în paranteză. Ne obișnuim, uite cum am zis aici. Minus 3 ori minus 5. Și ar fi înmulțit minus 5 înseamnă asta. Nu. Deci trebuie să-l punem pe cel care e negativ pentru mulțire în paranteză. Iar aici ai spus tu foarte bine că minus 3 ori 5 face și 5 ori minus 3, egal cu 5 ori minus 3, că doar știm că am de-a face cu comutativitatea. Da. Și este egal, înseamnă că de 5 ori cât e minus 3? Înseamnă minus 3, minus 3, minus 3, înseamnă așa, minus 3 plus încă minus 3. Adică ce să mai spun plusul ăsta, că mă enervează. Deci minus 3, minus 3, minus 3... Minus 3, minus 3, cât face? Cât face? Te rog să spui? Ești hotărât aici, că știi. Minus 3, minus 3, face 0. Nu, minus 3, minus 3, face minus 6. Și iar un minus 3, minus 9, minus 9. Deci 6, minus 6, deci minus 6, minus 6. Asta era doar... La fel, sunt la fel. Da. Minus 6, minus 6. Minus 12. Da. Și încă un 3. Deci mai da. Până minus 19. Minus 15. Da. 15, pardon. Da? Minus 15. Deci, Măriuca, când sunt la fel, le adunăm, ca așa am spus la adunare, tu mai ai scris. Când sunt la fel, le adunăm și dăm semnul cum. Deci facem minus 15. E foarte tare. Deci când unul e așa și unul e așa, când e unul cu minus și altul cu plus, fac minus. Deci la contrare, înseamnă așa. Unul cu minus și altul cu plus. Și la mulțire, fac minus. Că asta înseamnă, nu? Că unul din ei e pozitiv. Și ăla de pozitiv îmi spune de câte ori îl adun pe cel negativ. Și toți vor fi de același semn. Minus, minus, minus. Hai să mai facem cu un exemplu ca să înțelegem și mai bine. Și am să-l scriu sus. Uite, ce înseamnă 3
ori minus 7 egal 3 ori minus 7 egal cu ăsta din față, factorul acesta îmi spune că să-l adun pe minus 3, pe 3 de 7 ori. De, pe minus 7 să-l adun de 3 ori. Zic, minus 7, minus încă o dată 7, minus 7. Și cât face? Minus 7, minus 7, minus 7? Minus 21. Minus 21, simplu. Deci pur și simplu ca înmulțire. Este o înmulțire pur și simplu și totdeauna descoperim că plus cu minus la înmulțire, când unul e așa și unul e așa, face totdeauna minus. Ok. Asta vreau să spun. Da? Când unul e cu plus, altul cu minus, la înmulțire face minus. Pentru că cel care e plus cu plus îți spune de câte ori îl adun pe cel cu minus. Și când e minus, 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 la adunare știu că face minus. Deci, de aceea, plus cu minus, hai să zicem așa, plus, în paranteză, ori minus, deci, unul cu plus și altul cu minus, ne dă totdeauna minus. Da? La înmulțire, contrare, plus cu minus, ne dă minus. Asta e singura logică. Și minus cu plus, dar e comutativitatea, nu are rost să mai spun. Deci, la contrare, plus ori minus egal minus. Plus ori minus egal cu minus. Aceasta e rețeta pentru mulțire și pentru împărțire. La fel vine și la împărțire. Deci, că doar împărțirea e o scădere repetată, se poate transforma tot într-o înmulțire văzând procesul invers. Și de aceea tot plus cu minus și la împărțire. Deci plus cu minus la împărțire dă tot timpul minus. Aceasta e când semne contrare. Aceasta e când semne contrare. Dar când sunt la fel? Ei, aici la fel. Aici trebuie să mai analizăm noi un pic să dăm un răspuns corect. La fel, când am două pozitive e făcută încă din clasele mici. Da. Aia știm. Aia știm, deci asta am scăpat. Mai avem semnul de întrebare aici. Ce crezi, poate să fie minus? Bun, nu simți. Două variante sunt, plus sau minus. Întrebarea, poate să fie tot minus? Nu, pentru că plus cu minus am stabilit că face minus. Și atunci, dacă nu poate să fie minus, cât poate să fie? Adică doar cu minus nu se poate? Deci 2 de minus se poate, dar nu poate să facă minus. Nu poate să facă minus. Ce vor face? Cine face minus la mulțire? Plus cu minus am stabilit. Și atunci minus cu minus mai poate să facă tot ca înainte? Nu. Va face plus. Asta este. Și acum o să încerc să-ți explic. Adică, stai, să văd dacă poți să răspund. Dacă ai înțeles bine. Dacă poți să răspundi, de ce faci așa? Ia să văd. Deci, 3 minus 5, da, pe aia negativă, ne-a dat vreo... Deci, pe axa aia, din 3-ul ăla, trebuie să coborăm 5. O să ne ducem la plus 2? Nu, că nu e adunare. Nu e adunare, e mulțire. Ele se mulțesc. 3 ori, dar semnul am stabilit. Tot 15 face. Deci face ca și înainte, cum a fost când au același semn. 3 ori 5 au făcut 15 și când am două minus, tot plus 15 fac. Deci răspunsul este că fac plus 15, la fel. Ca și înainte, de parcă
de parcă a fost situația când aveau plus amândouă. Deci fie că au plus amândouă, fie că au minus amândouă, la mulțire dau plus. Ok, asta e un pic mai ciudată, dar bine. Cică, asta e ciudată, nu? Asta e ciudată. Aici pare ciudată, da? Dar aici ai înțeles? Da, acolo, da. 3 ori minus 7 înseamnă minus 7, minus 7 de 3 ori și gata. Acum la adunare am stabilit, fac minus 21. Și invers, când ar fi minus 7 ori 3, tot aceeași treabă este, pentru că eu pot să comut. Și comutativitatea înseamnă 3 ori minus 7 și situația dinainte. 3 de al minus 7. Și de ce ai fac minus 21? Situația de aici ar părea prin excludere, dar eu am să insist un pic să te fac să înțelegi. Deci, adică pare ciudat. Pare ciudat, da. Pare ciudat. No, dar dacă suntem un pic pozitiv. Deci dacă suntem încă o dată, asta era dinainte. Când amândouă sunt pozitive, n-ai treabă. Da. Când unul minus cu altul plus, contrare, ai înțeles de ce fac minus totdeauna. Deci totdeauna minus fac și înțeles de ce. Dar de ce două negative? La mulțire? La mulțire sau la împărțire, de ce dau plus? De ce? Uite, acum eu încerc să facem un raționament logic și tu ești una care a prins bine sensul. Deci, ce variante ar fi fost la mulțirea asta? Minus 3 ori minus 5. Să facă fie plus 15, fie minus 15. Că doar două. Minus. Bun, dar a făcut mai înainte minus. Când am făcut plus cu minus, a făcut minus. Am zis, dacă face cu plus, n-are logică. Păi da, dacă o făcut înainte cu minus, nu mai poate să mai fac încă cu minus când sunt amândouă. Exact la logica asta la logica asta vreau să ajung cu tine. Deci, cum înainte am stabilit că unul e așa și unul e așa și mi-o dat minus? Acum când sunt amândouă cu minus, nu mai poate să dea tot minus, că atunci ar fi o prostie. Ci dă orice în afară de situația asta cu minus. Dar care este o altă alternativă? Numai cu plus. Da? Ce semn? Care sunt variantele posibile? Plus sau minus? Noi aici discutăm. Plus sau minus? Cum a fost consumat cu minus când a fost unul așa și unul așa, a fost consumat. Nu? Acum trebuie să descoperim că nu mai este situația aceea. Sunt amândouă cu minus. Ai, păi nu mai poate să dea ca atunci când era unul cu plus și altul cu minus. Ce va da diferit. Diferit de minus înseamnă plus. Ok, dar unde e logica? Ok, asta că nu poate să... Logica, să spun din exprimarea noastră acum și din raționament, e corect ce am spus eu. Dar cum ai putea tu să simți practic? Da? Adică să ai reprezentarea, să spunem, a fenomenului acesta. Și acum... Că, de exemplu, dacă zici asta, eu pot să mă gândesc că dacă 4 plus 8 dă același rezultat ca 2 ori 2 plus 8, e greșit. Noi discutăm de mulțire. Când amândoi, facem exemple, luăm pe exemple cât mai multe și ca să înțelegi bine. Deci, uite, Măruica, 3 ori minus 7 am stabilit și ai spus că fac minus 21, nici nu-mi cap pe discuție, da? Dar dacă aș spune minus 3 ori minus 7, el ca valoare, noi despre semn gândim acum, tot 21 are, 3 ori 7. Dar nu știu ce să pun. Să pun plus sau să pun minus? Întrebarea este asta. Semnul trebuie să-l stabilesc. Când e mulțit, e mulțit. 3 ori 7, 21. Cum înainte, când a fost unul pozitiv și unul negativ, am pus minus, ce să pun acum? Ce să pun dacă... Să pui pozitiv. Obligatoriu trebuie să pun pozitiv. Ca să nu fie ca înainte, că atunci e o prostie.
Da? Deci când unul a fost unul așa și unul așa, face totdeauna minus, a stabilit. Acum, când sunt amândoi cu minus, facem înmulțirea, 3 ori 7, 21, dar nu mai este situația dinainte. Apoi, și cel factorul de pe poziția întâi este tot minus. Și atunci, neapărat, fiind nemai fiind situația dinainte când mi-a dat minus, acum trebuie să pun plus. Asta ar fi, cum zice, cu ochii, legați la ochi. Legați la ochi, trebuie să fie așa cum am spus acum. Și dacă vrem să încercăm un raționament, aș insista pe următorul lucru. Cum ți se par numerele 2 și vecinul său minus 2? 2 este în partea asta, iar minus 2 este în partea asta. Cum sunt ele unul altuia? Sunt opuse. Că 2 este în partea dreaptă și de aceeași mărime, nu? Segmentul, iar celălalt este în partea stângă, în minus 2. Adică aș spune așa, opusul lui 2 cât este? Opusul lui 2. Opusul lui 2, deci cine se opune lui 2? Minus 0. Dar opusul lui minus 2. Minus 2, pardon, nu minus 0. Da, așa, minus 2. Da, minus 0, da, există. Deci opusul lui 2 cât este? Opusul lui 2 e minus 2, nu minus 0. Ce-am zis? Da, opusul lui 2 este minus 2, corect. Dar opusul lui minus 2? 2. E 2, sigur că da. Dar cuvântul opus înseamnă să-i pui un minus în față. Da? Deci încă o dată, opusul lui 2 cât este? Opusul lui 2. Asta doar în matematică, nu? Deci opusul lui 2 e minus 2. Așa, e pus un minus. Da. Opusul lui minus 2, opusul lui minus 2 este 2. Dar opusul lui minus 2, când am zis opus, i-am pus un minus. Opusul lui minus 2 egal cu 2. Da? Opusul, adică cine se opune în partea cealaltă, este 2. Și cuvântul opus, i-am pus minusul ăsta. Dar pot să spun minus 1 aici. Și îl pun și în paranteză și iată cu minus ori minus face plus. Minus ori minus face plus. Ca o formă de interpretare apropiindu-mă foarte bine de treaba asta. Minus ori minus egal cu plus. Minus ori minus egal cu plus. Adică când au la fel, la fel, totdeauna se opune, se obține ca semn. Totdeauna ca semn, când au la fel, la mulțire și la împărțire, când au la fel, dar totdeauna obținem pentru la fel, obțin, semnul este mai plus. Mai zici mult la fel? Ce înseamnă la fel? Nu mai zici mult la fel? Nu știu. Că să ziceai la fel cu, la fel cu, este la fel, este la fel. Da. Când au semne, aceleași semne, când au aceleași semne, zic la fel într-un limbaj de asta, să spunem, nematematic, ca să vină mai la mai ușor de reținut pentru tine, că copilul, elevul, vrea să găsească ceva care să-i atragă atenția în exprimare. Deci două situații sunt la fel, adică sunt la amândouă, fie amândouă pozitive, fie amândouă negative și obținem plus. Iar contrare, iar când sunt contrare, unul așa și unul așa, se obține minus. Asta e rețeta. Dușmane. Deci la dușman se obține minus și prieten plus. Asta ar fi. Pentru mulțire și împărțire e foarte simplu. Scrieți în cuvintele tale. Deci la înmulțire și împărțire spui așa. Prieten rezultă plus, totdeauna. Da? Prieten plus. Deci prieten totdeauna rezultă plus, totdeauna semnul plus. Dușman. Dușman rezultă minus. Terminat.
Ok. Deci noi am tot discutat toate chestiile astea pentru a ajunge la acest rezultat. Eu puteam să-ți dau definiții. Să știi că așa fac mai toți profesorii. Dau definițiile astea. Când sunt prieteni, facem plus, când sunt dușmani sau știu. Sau dau legea semnilor și le aruncă pe tablă acolo și copiii sunt confuzi până termin liceu și niciodată nu înțeleg nimic. Dar dacă am insista aici, cât se poate de mult, pentru a înțelege că el vrea să înțeleagă de ce, de unde vine chestia asta. În momentul acesta, cât de mult timp pierdem și trecem acum și la exemple, înseamnă că de fapt noi ne-am făcut treaba. Da? Uite-te, haide să șterg aici și să facem câteva exemple de acum, da? Bine. Trecem la exemple. Ignor zgomotele. Zgomotul acela ne-am adaptat de azi dimineață. L-am tot auzit, ne-am obișnuit. Știu că e nervant, dar nu e bine a mea. Uite, hai să facem următorul calcul. Minus 24 împărțit la minus 3 plus 5 ori minus 2 egal cu. Asta facem acum. Okay. Ce semn vom avea? Suntem la împărțirii. La împărțirii și la mulțirii. Când sunt la fel, uite-te că ai acolo scris. Când sunt prieteni, obțin întotdeauna? Cu plus. Plus. Deci punem sistemul. Plus. Și împărțim acum. 24 împărțit la 3. 8. Deci plus 8. Plusul? Deci ne mai având nimic în față, putem să ștergem și să subînțelege. Dacă ne-ar fi dat minus 8, lăsam minus 8. Okay. Dar așa, și punem în paranteză? Plus, îl scriem numai 8, pur și simplu. Plus, mai departe. Dacă minus punem în paranteză? Atunci punem în paranteză. Minus 8, da? O să vedem și așa. Și acum să facem mulțirea cealaltă. Sunt dușmane, deci trebuie să dea 8, da. De minus. Deci 8 minus 10. Că e plus, dar ce a rezultat? Minus 10. Deci minus 10 rămâne. Dar și plusul ăla? Dar plusul acela, adică îl adunăm cu minus 10 și pune minus 10. Că el e în partea stângă. Da? Și am aranjat deodată exact cât trebuie scris. Și 8 minus 10 cât face? 8 minus 10 minus 2. Minus 2, terminat. Da. Da? Deci e foarte, foarte frumos. Hai să mai facem alta. Minus 24 împărțit la minus 3. Nu pune minus 2 în paranteză? Pe cine? Pe? Minus 2. Minus 2. Dacă e rezultatul ăsta și nu se mai lucrează, lăsăm atât. Bine. Da? Deci dacă el ar mai fi în legătură, s-ar mai întâmpla să fac o adunare, să fac scădere, nu știu ce, nu știu cum, pe acolo mulțire, atunci da. Dar dacă ăsta e rezultatul, minus 2 și atâta tot, fără să mai punem paranteze. Minus 24 împărțit la minus 3 împărțit la minus 4 ori
ori 2 înmulțit cu 2 egal cu. Avem două împărțiri și o mulțire. Ele se execută în ordinea în care apar. Deci de la stânga spre dreapta. Sunt operații de la același nivel. Trebuie să... Așa, că deja știm. 8 împărțit la 2. 2. Bine. Deci, da. Aici cât au făcut? 8, că am făcut mai devreme. 8 împărțit la minus 4. Lăsăm așa ușor. 8 împărțit la minus 4 ori 2 și egal cu 8 împărțit la minus 4. Ok. Minus 2. Așa. Deci egal cu minus 2 cu un dușman și la împărțire și la mulțire factorii minus. Minus 2 ori 2. Egal cu minus 4. Corect. Bravo. Bravo, Maria. Cred că minus 4. Atât. Rezultatul final este minus 4. Limitam, nu te mai surprinde? Știi ce înseamnă? Minus 4 este un număr în stânga, acolo. Îl limitam pe Mihai. Da? Îl invitai pe Mihai. Da, am înțeles. Eu eram atent la importanța poziționării lui minus 4. Minus 4 știi unde se află și deci nu mai rămâne pentru tine o surpriză. Așa că mai facem un altul. Să spunem minus 3 supra 4 ori minus 4 supra 5 este egal supra minus 5. Egal cu? Fracție pur și simplu o împărțire, deci minus 3 împărțit la 4. Nu poți face împărțirea, nu mai știi ce să faci aici. Ca legea semnilor, eventual, știi că la minus cu plus face un minus, poți să pui minusul în fața limbii fracții, rămâne așa, deci minus, că minus cu plus la împărțire ca și la mulțire este minus rezultatul. Deci e minus fracția 3 pătrii. 3 pătrii. Bine. Da? Și o pun în paranteză, fiindcă este fracția minus 3 pe 4 și ori, acum te rog să fii atentă, ai din nou împărțire, ca legea semnilor mă interesează. Adică știu că trebuie să dați cu plus. Așa. 4 pe 5. Ok. Face cu plus. Deci ori 4 pe 5 ai terminat problema. Nu? Că minus pe minus face plus. Dacă ar făcut minus, puneam minus în față și puneam în paranteze. Data asta face plus și la revedere. Întrebare, putem să simplificăm? Poftim? Nu, nu explicăm nimic. Nimic. Totul se face în viteza cea mai mare. Este urmarea calculului pe care tu îl știi. Da? Deci nu explicăm. Astea sunt automatisme de acum, devin la un loc încolo. Iar acum, ca să facem înmulțirea două fracții, știi bine, stabilim semnul, că una e cu minus, alta e cu plus, nepunând aici niciun semn, înseamnă că e cu plus fracția asta. Și ce va rezulta la înmulțirea asta? A celor două fracții. Va rezulta la mulțire ca și la numere întregi, plus cu minus.
Plus cu minus. Ca și Va mai înainte, da cu minus. 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 Și acum fac operația. Aș zice 3 ori 4, 4 ori 5. Da? Ca așa se mulțesc două fracții. 3 Minus ori 4. 12 pe minus, minim 12. încă un minus. Supra? Nu, 12 supra 4 ori 5, 20. Că Ah. s-a clarificat cu minusul. Ok. Da? S-a clarificat că ăsta e Dar cu se plus înțelege tot. că e și minus jos? Sau? Nu, 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 nu minus și jos, că minus pe minus până va face plus, stricăm totul. Ci este un singur minus care a rezultat din înmulțirea lui minus de aici cu plusul de aici și pe care l-am pus în fața liniei de fracții. Că aceasta este o fracție, știi bine că și fracțiile se găsesc. Noi n-am stabilit așa, aici e 0 și există și fracții negative pe aici. Da. Și acum să mai simplificăm pe asta, că se mai poate simplifica. Prin cât? Prin 2. 2 și egal cu, vorbește, egal cu, punem minusul, copiem și acum rezultatul calculului. Minus 6. P? Minus 6 pe 10. Adică în continuare. Încă 2. Încă un 2, da? Și egal cu? 3 pe 5. Minus Minus 3. 3 pe 5. Foarte important. Știi de ce e important? Că 3 Da. pe 5 era situat în dreapta și minus 3 pe 5 e în stânga. E foarte important punerea semnului. Deci, de acum suntem cu pericol maxim. Nu mai avem voie să greșim. Dar Vreau să zic, se mă făcea uit greșeala atât. asta? Spune-mi încă o dată. Se făcea greșeala asta? Când era Poftim. cifrător? Dacă nu pui minusul, dacă se consideră greșeală, Da. catastrofală. De ce? Pentru că tu ai înțeles 3 pe 5 unde este? 3 pe 5 este aici e 0. Pe aici undeva 3 pe 5 care e pozitiv și minus 3 pe 5 unde este? În partea opusă. Da. Minus 3 pe 5. Păi tu discuți cu numărul. Una e cu numărul ăsta să lucrăm și alta e cu numărul acesta. Deci de aceea ar trebui precizie maximă, fără pic de greșeală. Așa când copiii, de acum când se întâmpla o discuție de asta, profesorul spune, te-am văzut că ai copiat. Nu, domnul profesor, n-am copiat. Mai te-am văzut că ai copiat. Nu e adevărat. Cât și pe unde pune el plus, eu puneam minus. Dai seama? Ce? Pune el plus, eu puneam minus, nu am copiat ca el. Uitați-vă acolo dacă e așa. Așa. Dacă ai pus unde era, Păi înseamnă nu, că te-ai uitat. el nu înțelegea care-i rostul semnelor acolo. Și ca să nu fie identic copiatul, o să spune, punea el plus, eu puneam minus, ca să nu fie ca la el. Păi tu e greșit totul. Mai bine nu copia în primul rând, dacă faci asta. Sigur, sigur că da. Sigur că da. Vreau să mai insist aici să spun că puteam să simplificăm cu 4, prin 4, sus, jos. Asta Deci te-am întrebat făceam. adineauri. Am Da? zis dacă putem să simplificăm. Ai, m-ai întrebat, dar eu n-am fost atent și Oh. am lăsat de o curs așa. Cine dădea aia fără... Corect. Mi-a dădea minus 3 ori 1 minus 3 pe 5. Minusul îl pusesem deci, și vinea 3 ori 1, 1 ori 5. 3 pe 5, ca să nu mai simplificăm pe 2. Aici am pierdut. Știi cum e? Scărpinatul la urechea stângă cu mâna dreaptă. Ce? Știi cum e să te scarpini la urechea stângă cu mâna dreaptă? La urechea stângă cu mâna dreaptă. Dar ce? Uite așa. Uite așa. În mod normal, ca să te scarpini la urechea dreaptă, folosești mâna dreaptă.
Dar pentru stânga ce folosești? Tot mâna stângă, cât e aproape. Dar așa, uite, peste, așa. Sau așa. Deci, sau așa. Ori e ciudat. Așa tu direct așa, tu direct așa. Așa, așa. Uite, uite aici, noi n-am simplificat aici și atunci am pierdut niște timp. Ne-am scărpinat la urechea stângă cu mâna dreaptă. Păi eu te-am întrebat și tu ai zis că nu s-a putut. Ei, n-am fost atent, nu, nu se poate, nu se poate. N-am prins precizarea ta, dar sigur că se poate. Da. Mă întrebam, ok, dar pentru că e minus tot, nu înseamnă... Sigur, minusurile astea le jucăm ca final, ca final ținem cont, dar în rest facem calculele obișnuite pe care știm să le facem. Ok. Da? Deci noi facem treaba obișnuit, iar semnele... Nu am crezut că la înmulțire trebuie să învăț o altă tabla înmulțirii. Nu. Tot ce știm până acum se preia, doar în plus știm legea semnelor ăsta ca să stabilim ce fel de număr. De fie plus, fie minus. Atât tot. Dacă... M-am gândit la chestia aia asta. Te speriați, dacă mă încep altă matematică, altă muncă, altă tabla mulțirii, altă... Da. Dacă doamna zicea, vă știți să luăm mulțirii? Eu aș fi, acum dacă eram mai, da, nu așa speriată de ea, aș fi zis, nu, că te mai învățat tabla nesimțirii. Așa? Din partea ta, că și tu ești. Ia să vedem. E vina ei, nu a mea. Da. Ia să spunem așa, minus 7 pe minus 7 supra 3 înmulțit cu minus 9 supra cu minus 9 supra 49 egal cu. Hai să stabilim cu semnele ca să scăpăm de belea. Să vedem cu semnele astea. Și gata. Cum adică? Adică să scăpăm, să tragem concluzia și să îmi pun aici până mă apuc de lucru. Nu? Avem două fracții de înmulțit. Da. Cum se înmulțesc două fracții? Numărătorii între ei și numitorii între ei. Minus cu minus aici va face cât la înmulțirii. Ia uite-te când sunt la fel. Cu plus. Plus. Gata. Deci va fi plus, aici n-am nimic, plus, terminat. Nici nu mai spun plus. Și mă apuc de lucruri acum. Sigur, dacă văd că sunt, dacă am șansă să simplific ceva, simplific. Nu prea. Sau bine, 7 cu 49. Vezi? 7 cu 49. Și face 1 și aici cât? Jos. 7. Corect. Și aici sus. Nouă cu trei. Nu, acum cu semnul am terminat-o, că ne-am epuizat problema. 3 cu 9. Sus 3? Da. Și jos 1. Și face 1 ori 3, 3.
și unor 7, 7. Terminat. A. 3 pe 7. Asta e răspunsul. 3 șeptimi? Da, 3 șeptimi. Okay. Da. Nu e important să spunem 3 șeptimi, este corect. Și înseamnă 3 șeptimi, înseamnă că mintea ta întregul s-a împărțit în 7 și ai luat numai 3. Și atunci e mai puțin de jumătate. Dacă îi faci împărțirea, aș da până 0,5. Asta, de când zici 3 șeptimi, tu te gândești că este un număr subunitar, ai mai multe lucruri. Am uitat numele. Da? Deci asta spunem așa ca... De exemplu, la 273 pe 3, cum zice asta, cum am zis noi... 273 pe 3 este ce fel de număr? Este număr subunitar. Pardon, supraunitar. Da, subunitar. Supraunitar, lasă, nu am sancționat. Gata, am revenit. Supraunitar. Și tu mă întrebi cum am putea să zicem la fracția asta. Când la 3 pe 7 e ușor, 3 șeptimi. Așa. Dar aici 273 mimi pe... Sau... De treimi. De, nu? 273 de treimi. Că doar aici e unul împărțit la 3. Și până luăm 273 de acestea. E mai greu să exprim așa. Deci eu nu insist pentru exprimarea așa. Asta că te lovești... De ce ai spus tu acum? Dar asta ca să nu mai pierdem timpul, chiar ai dat un exemplu care se poate face și simplificarea. Prin 3. Și decât să mă chinui să exprim, să mă exprim, să nu știu ce fac împărțirea, să vezi cum mă exprim de frumos. 27 împărțit la 3 face 9. 3 împărțit la 3. În loc să mă exprim, să zic că e egal cu 91. N-am dat asta intenționat, dar în fine. Da, am înțeles. Măcar ai dat un răspuns mai bun. Deci nu am... Nu încărcăm sau nu pierdem timpul cu nevoia de a ne exprima, ci pur și simplu citim exact cum apare fracția aceea. 7 pe 2, 3 pe 5. Nu spune 3, 5, 5. Care chiar și consum cât vorbești, consum mai mult timp. Da? Uite, un alt exercițiu.